Am luat decizia astăzi să-mi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis. Odată exprimată voința cetățenilor, trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou guvern. România are nevoie de un guvern responsabil, de un guvern care să reprezinte voința cetățenilor români care își doresc modernizarea României, dezvoltarea României, și decizia mea de astăzi vreau să arate un lucru foarte clar, că nu mă cramponez de funcția de prim-ministru, că negocierile care vor urma trebuie să ducă la un guvern format din formațiunile politice de centru-dreapta, care susțin cu claritate orientarea euroatlantică a României și care vor cu adevărat să utilizeze toate resursele pe care le va avea România la dispoziție și de asemenea să fructifice oportunitățile pentru a putea să crească calitatea vieții pentru fiecare dintre cetățenii români. Îmi închei mandatul de premier după un an și o lună în care România s-a confruntat cu o perioadă extrem de dificilă, în care românii, alături de ceilalți cetățeni ai lumii, s-au confruntat cu o pandemie și cu o criză economică fără precedent. Am încercat să-mi fac datoria față de România și plec din funcția de premier cu conștiința datoriei împlinite. Tot ce a fost omenește posibil, atât eu, cât și colegii mei din echipa guvernamentală am făcut. Am încercat să găsim răspunsurile potrivite la toate provocările cu care s-a confruntat România. Pe 6 decembrie, românii care au participat la vot au decis componența viitorului Parlament. Obiectivul pe care îl am este acela de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD. Am încredere că în negocierile care vor fi declanșate de președintele României, vocea rațiunii va triumfa și vreau să spun foarte clar, demisia mea vreau să arate un lucru limpede. Nu mă cramponez de nicio funcție. Nu pun condiții. Pentru mine, interesul României este deasupra interesului Partidului Național Liberal și deasupra intereselor mele personale. În ceea ce îl privește pe prim-ministrul interimar, fostul general Nicolae Ciucă, în prima sa zi de activitate a susținut o declarație la Palatul Victoria, după care a participat la ședința de lucru privind gestionarea epidemiei de COVID-19 și campania de vaccinare, împreună cu ministrul Sănătății Nelu Tătaru și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, la Palatul Cotroceni. Am preluat conducerea interimară a Guvernului României până la formarea noului executiv. În perioada următoare vom continua să focalizăm atenția Guvernului pe prioritățile legate de gestionarea pandemiei COVID-19, punerea în aplicare a strategiei de vaccinare, vom continua măsurile economice în vederea sprijinirii celor afectați de această criză și de asemenea ne vom focaliza atenția pe ceea ce înseamnă finalizarea anului financiar 2020 și pregătirea anului financiar 2021.
Vreau să folosesc această ocazie pentru a-i mulțumi domnului Ludovic Orban pentru echilibru pe care a reușit să-l realizeze între măsurile luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și măsurile economice care au stat în fața Guvernului României. Doresc de asemenea să menționez că în această perioadă voi continua să asigur atribuțiile de ministru al Apărării Naționale.